Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Daniela Postică și vă invit să urmăriți emisiunea Dezbateri Electorale 2019 la Axial TV, unde participă candidații înregistrați la CEC în lista circumscripție numărul 33, dintre care s-a prezentat candidatul Vieru Călin. Bună seara și bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! Candidații Țuțu Constantin, Partidul Democrat din Moldova, Roșca Vladimir, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Bivol Ion, Partidul Politic Șor și Volosatui Boris, candidat independent, nu s-au prezentat și nu își mai pot recupera timpul oferit de Axial TV. Vă amintim regulamentul nostru de participare. Aveți 10 minute. Pentru prezentarea personală și a platformei electorale aveți 1 minut. Pentru a răspunde la întrebările noastre aveți 5 minute. Pentru a interacționa între domniile voastre aveți 3 minute și pentru a vă convinge alegătorii aveți 1 minut. Cu 10 secunde înainte de epuizarea timpului vă vom preveni. Dacă veți continua, veți epuiza timpul rămas din cele 10 minute. Prima probă, prezentarea personală și a platformei politice. Domnule Vieru, vă oferim cuvântul. De data aceasta am să încep mai puțin tradițional. Am să încep cu un vers din Bacovea. Singur, 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 într-un han departe, plânge și hangiul, străzele-s deșarte. Iată, nu prima dată ajung în studio și contracandidații mei, cu părere de rău, nu sunt prezenți. N-am cu cine polemiza, n-am cu cine dezbate, n-am cu cine interacționa. Dar și mai rău este faptul că o echipă întreagă de la postul de televiziune este gata, toți au venit sub steag, toți sunt la slujbă, toți sunt pregătiți, iar pretendenții de a fi alesul poporului, iată că și de data asta nu s-au ivit. Am să le dau un secret încurajator. Nu degeaba am început de la Bacovea. Mulți din ei au frică și teamă să se prezinte, fiindcă poate că cred ei că nu au un bagaj, un debit verbal destul de bogat ca să țină o conferință televizată. Păi, scumpii mei colegi, prieteni, camarazi de luptă, eu am să vă spun că George Bacovea a făcut poezie doar cu 175 de cuvinte. S-a descurcat și a devenit un clasic al poeziei române. Dumneavoastră, dacă aveți 100 de cuvinte în debitul verbal, să fiți siguri că veți lua taurul de coarne și veți reuși în această dezbatere. Vă aștept în cele care vor urma, totuși să ne vedem împreună, fiindcă numai dintr-o dezbatere, din lupta opiniilor opuse, dar oneste, iese adevărul și numai atunci telespectatorul nostru, alegătorul, va fi dumerit în ce parte să încline și cui să-i dea votul. Eu sunt Călin Vieru, ca formare sunt medic, am și o a doua facultate absolvită, cea de drept, sunt și antreprenor, momentan conduc mai multe societăți comerciale, am produs constant în decurs de 20 de ani în mediu 110 locuri de muncă, plătesc taxe, impozite, cotizez la stat, am fost și membru a fracțiunii parlamentare în Parlamentul Republicii Moldova din 2009-2010, am ajuns atunci în politic doar cu un singur țel și obiectiv, să pun umărul meu pentru încruciada anticomunistă și am dat până la urmă bolșevicii jos de la putere, s-au înscămat alții care au devenit și ei strâmbi și perverși. Astăzi revin din nou, fiindcă simt că s-a copt, a venit momentul istoric pentru a-mi pune umărul într-o unirea celor două țări românești și aducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Să trecem la următoarea probă, la întrebările noastre. Prima întrebare care sună așa: domnule Vieru, care este cea mai frumoasă promisiune pe care o faceți electoratului și pe susținerea cui mizați în viitorul Parlament? Cea mai frumoasă promisiune
este una idealistă, dar nu este utopistă. În viitorul apropiat, indiferent de rasă, culoare sau crez, toți cetățenii Republicii Moldova, devenind cetățeni a Uniunii Europene, aflându-se în cadrul României Mari, vor trăi o viață decentă, aeresită, frumoasă și sănătoasă. Cea de-a doua întrebare. Știm că de mai mulți ani sunteți om de afaceri. De ce neapărat țineți să vă implicați și în politică? Spuneți-ne, vă rog, mai desfășurat la ce schimbări, înspre bine, pentru toți locuitorii, vreți să puneți umărul? Înspre bine. Deci un punct din programul meu deja a fost realizat înspre binele Republicii Moldova. A fost scos, detronat de la putere comunismul și Partidul Comunist, care după aceste alegeri va fi trimis de acum în istorie. Pe plan extern, a politicii externe, după cum am mai spus, obiectivul nostru și a tuturor, a majorității cetățenilor Republicii Moldova, este intrarea în Uniunea Europeană prin calea, de mine este propusă calea cea mai scurtă, unirea cu țara mamă, România. De aici vom avea pe toate segmentele înregistrări de scoruri bune. De exemplu, pe sistemul educațional. Deja Guvernul României participă activ și monetarist la renovarea grădiniților din Republica Moldova și către anul 2019 de acum sunt renovate aproape 900 de grădinițe. În următoarea etapă vor fi renovate instituțiile de învățământ școlar mediu și liceele. Apoi vom trece la instituțiile de învățământ superior. Apoi eu sper că se va trece la omogenizarea acestui întreg sistem și diploma obținută la Chișinău va fi omogenă, va fi egală cu cea obținută în București, la Praga sau la Paris. Apoi sistemul de sănătate. Guvernul României de acum este foarte mult și adânc implicat în acest sistem. Este renovat Centrul Mamei și a Copiilor, instituții de importanță națională, republicană. Sunt renovate mai multe policlinici, spitale, centre medicale. Au fost aduse mai multe ambulanțe, au fost aduse aici autobuze pentru școlari. Am scăpat asta dintr-un sistemul educațional. Acum pe sistemul energetic, foarte bine știți că ieri, alaltă ieri a fost deja deschis, inaugurat gazoductul de la Ungheni, care va asigura din punct de vedere a gazelor toate necesitățile Republicii Moldova. Urmează să fie construite câteva centrale electrice pe Prut, împreună cu câteva poduri care ne vor asigura electricitatea Republicii Moldova. În acest sens ne vom debranșa de la sistemul energetic euroasiatic. După cum vedeți, pe domeniile, pe parohiile cele mai importante și cele mai vitale ale țărișoarei noastre, de acum avem suport și avem nu numai financiar, dar și logistic și intelectual. Lucrurile urmează să fie, să meargă în această direcție și să ne aducă și pe noi în rândul, să ne aliniem, cel puțin în rândul țărilor care au intrat ultimele în Uniunea Europeană, cum ar fi vecinii noștri România și Bulgaria. Toate acestea, dar și multe altele care vin din partea Guvernului României, să înțelegeți că se fac cu un anumit scop, pentru a aduce toate drumușoarele, cărărușurile noastre basarabene foarte încălcite la un numitor comun. Acest numitor comun trebuie să fie cu țara mamă, cu România. Deci, omogenizăm și sistemul energetic, și infrastructura, și sistemul de sănătate, și sistemul educațional, slava Domnului, că în domeniul culturii, de acum de mult, suntem frați și surori. Astăzi, deja tot mai puține și mai puține lume pun în discuție că suntem români sau moldoveni, suntem români și punctum.
Și cea de treia întrebare, dar vă rugăm să răspundeți mai pe scurt, pentru că v-a rămas puțin timp. Cum convingeți dumneavoastră electoratul că sunteți mai bun decât ceilalți patru contracandidați înregistrați în circumscripția numărul 33? N-am de gând să conving întreg electoratul, mă acces pe pro-europeni și pro-unioniști. Mai bun decât Andrei Năstase sunt, fiindcă dânsul a fraternizat în 2015 cu Dodon și cu Satăi, întinzând Hori, și a făcut declarații anti-unioniste. Mai bun decât Constantin Țuțu sunt, fiindcă el este reprezentantul unui partid oligarhic și vor să aducă la putere iar sistemul oligarhic. Mai bun decât Vlad Roșca sunt, fiindcă el reprezintă un partid anti-român, anti-european, o comuniune tribală cu interese mici, meschine și lăturalnice. Mai bun decât Andrei Năsta sunt, fiindcă este un nul și neavenit, și mai bun decât domnul Volosatei sunt, măcar prin motivul că am fost corect și onest și am venit la această dezbatere de unul singur. Și acum, votați Călin Vieru! Vă mulțumesc!